În această dimineață, dragii mei, deși aș fi avut altceva în minte, ca să mă întrebat dacă este luni de seara să-l pune și eu am lăsat ca dumneavoastră să aleagă și cred că Duhul Sfânt așa că l-a auzit și a fost pus acest text din 1 Corinteni, capitolul 9 și el se continuă foarte frumos, capitolul 10. Și vreau să observăm câteva lucruri din aceste texte citite, din cuvântul acesta al Domnului, ca plecând acasă și trăind viața noastră de zi cu zi, să ne asigurăm la final, să ne asigurăm că vom căpăta premiul. Pentru că există acest mare, mare pericol și textul acesta, citit din 1 Corinteni, capitolul 9, evidențiază acest lucru și îl pune foarte clar în lumină. Poți să alergi, poți să te lupți, poți să mergi, poți să dai cu pumnul, poți să te înfrânezi. Dar există marele pericol ca la final să fi fost degeaba, să fi fost în zadar. Și Apostolul Pavel încheia acest text din 1 Corinteni, capitolul 9, spunând și mă bordastru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dar se poate lucrul acesta? Se poate că după ce am vestit Evanghelia, după ce m-am rugat, după ce am slujit Domnului poate ani și ani de zile. Și slujirea Apostolului Pavel n-a fost simplă. Amintiți-vă doar, dacă doriți, din 1 din 2 Corinteni, capitolul 19, cât i-a suferit el și la finalul vieții lui enumeră acolo multe, multe prin câte a trecut. Pe mare, spune între frați mincinoși, în posturi, în friguri adesea, lipsă de hrană, de îmbrăcăminte. Și Apostolul spunea, există posibilitatea aceasta, ca la final, să fie alergat în zadar. Dar mai mult spune cuvântul Domnului, tot Apostolul Pavel, vorbind în Galateni, capitolul 1 și 2, când el s-a întors la Dumnezeu și a fost chemat de Dumnezeu, spune că n-a căutat pe apostol și s-a dus și un timp asta deoparte, dar spune cuvântul Domnului în Galateni, capitolul 2, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, și am luat cu mine și pe tine. Și care a fost scopul meu pentru care sunt acolo? M-am suit în urma unei descoperiri, și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, pe nedeosebi celor mai cuvază, cu ce scop? Că astăzi nu mai poți să-l tragi pe un frate să-i spui nimic? Astăzi ferească Domnul să te lepte cineva. Apostolul Pavel are o descoperire. Nu știu câți dintre noi am vrea să rămasă de descoperit. Are o descoperire în care Domnul îi spune, trebuie să mergi la Ierusalim. Dar de ce? Păi, frate, o să facă acolo evanghelizare mare, să strâng toți locii, nimic câți acolo, om, bine, s-o fie, și predici. Nu de aia! Te duci la apostoli și te pui sub supravegherea lor. Doamne, dar eu, că el spune în capitolul 1, versetul 11, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia pe care o vestesc, provenit de mine, nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la un om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Dacă dintre toți, dintre apostoli, ne-a putea spune Evanghelia aceasta pe care Pavel a primit-o, n-a venit de la Petru, n-a venit de la Ioan. Domnul Iisus i-a descoperit-o personal. Da, și Domnul îi spune acum, după 14 ani, te duci la Ierusalim. Și scopul este foarte clar, el scrie aici, ca nu cumva, versetul capitolul 2 cu 2, nu cumva să alerg sau să fim alergat în zadar. Este așa de frumos de văzut această preocupare a Apostolului Pavel că se poate să alerg în zadar. Și astăzi unii trăiesc ca și cu mântuirea ei pentru totdeauna. Și există astfel de mântuiri. Odată mântuit, nu mai poți să cazi de la mântuire. Există pericolul acesta să ne uităm la darurile unui om. Să ne uităm, măi, ce bine predică, măi, ce bine prorocește. Domnul s-a spus, nu asta e important. Dar noi suntem oameni, într-o zi au venit niște oameni la Domnul Iisus, are mătări că de multe ne asemănăm cu ei. Spune cuvântul Domnului în Luca 17:20, farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și se așteptau ei să vină într-o mică. El a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să ispească privirile. Dar noi unde ne uităm cel mai mult?
la lucrurile care izbesc privirile. Predică bine, cântă bine, prorocește extraordinar. Și Domnul spune că nu după asta vom cunoaște pe robii lui. Și după ce? După roadă. După roadă. Înaintea lui Dumnezeu, roada este ceea ce definește viața unui om, nu darul. Dar noi suntem oameni ca fărisei, privim la lucruri care izbesc privirea, ne place. Ne alipim de unul, de altul, mergem într-o direcție, pentru că, frate, e de al nostru, e cumnatul meu, e fratele meu, e... pune și pe el într-o mintez, că e de al meu. Împărăția lui Dumnezeu, nu merge după lucrurile acestea. Se spune aici, nu se va zice, uite aici sau uite acolo, că și iată că Împărăția lui Dumnezeu este lăuntru vostru. Apostolul Pavel și-a dat seama de acest pericol, se poate să fie alergat în zadar. Noi realizăm pericolul acesta. Vreau să ne uităm în Scriptură și el descrie, de aceea continuă cu capitolul 10 aici, în 1 Corinteni, după ce scrie cele din capitolul 9, el continuă și dă un exemplu de oameni care au fost scoși de Dumnezeu, dar la final au alergat în zadar. Și ceea ce vă citeam, spune, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, și vreau să subliniem cuvântul toți, pentru că el începe, de fapt, de la versetul 24 din capitolul 9. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, câți aleargă? Toți. Subliniem cuvântul toți. Dar numai unul capătă premiul, alergați sau în așa fel ca să căpătați premiul. Apostolul spune ei, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Noi de aici, dumneavoastră de aici, noi toți alergăm, așa este? Altfel ce sens ar fi avut să veniți să sculați cu copii în puterea noastră, să dea biserică, să ne chinuim? Noi toți alergăm. Noi toți ne-am pornit pe calea aceasta și spun slăvit să fie Domnul. Amin. Întrebarea este, toți vom și ajunge la cap? Doamne ajută! Dintre câți spre cer porniră, spune o poezie, câți ajunge vor și sus? Că era ce spunea Eminescu, dintre sute de catarci care lasă malurile, câte oarele vor sparge vânturile, valurile? Dintre câți spre cer porniră, câți ajunge vor și sus? Că și iubirea pentru lume ne desparte de Iisus. Doamne, vă dă-i. Există acest pericol. Toți alergăm, dar se poate să alergi. Și la final să spună Domnul, nu capeți premiul. Doamne, dar eu am alergat. Eu am fost cu frații. Haideți să vedem puțin în capitolul 10, versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub lor. Toți au trecut primare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și au băut aceeași băutură duhovnicească. Când Domnul izbăvește poporul lui din Egipt, în împreună cu poporul Israel, erau acolo și alte popoare ca rob. Și în total, undeva la 2 milioane, se pare, de suflete au ieșit din Egipt. Mai mult să mai poți cât ori fi. Dar dintre aceștia, nu toți erau poporul Domnului, că ne spune cuvântul Domnului în Numeri, în capitolul 11, dacă nu mă înșel. Cu unul poporul a credit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Domnul Samonia, versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Cine era adunătura de oameni? Alte popoare care au ieșit împreună cu Israel. Ba chiar și copiii lui Israel, vedeți că face diferență între ei, au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Câți au fost izbăviți atunci? N-au fost toți izbăviți. A spus Dumnezeu, băi, uite, pe tine te iau, pe tine nu te iau. În noaptea aceea, toți au ieșit din Egipt. Și spune Biblia, nu doar că au ieșit din Egipt. Toți au fost sub nor. Când norul s-a coborât și ne învață cuvântul Domnului, de exemplu, în Exodul, în capitolul 40, ultimul capitol al cărții Exodului, versetul 34, norul a coprit cortul întâlnirii, versetul 36, cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Și când nu se ridica norul, nu porneau, când nu se ridica.
Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înainte de întregii casa lui Israel în tot timpul, în timpul tuturor cărturilor lor. N-au văzut toți norul. N-au fost toți sub nor. Când s-a despărțit apa în două și au trecut prin mijlocul mării, n-au trecut toți. Toți au trecut. Așa spune aici. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Când au mâncat, când a dat Dumnezeu mană din cer, n-au mâncat toți. Toți au mâncat. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Și când lovește stânca Moise și curge apă, sau când aruncă un lemn și se face apa mare în apă dulce, n-au băut toți? Toți au mâncat. Toți au mâncat, toți au băut aceeași mâncare duhovnicească. Dar care a fost problema? După ce Biblia spune că toți aleargă, toți au ieșit, toți au fost botezați, toți au fost sub nor, toți au mâncat, toți au băut, apostolul vine și spune finalul. Și m-aș fi bucurat să pot să vă spun astăzi, fraților, dacă toți am ieșit, dacă toți mâncăm, dacă toți suntem botezați, toți vom intra în împărăția Domnului. Așa ar fi frumos să scrie. Dar nu scrie așa. Și este semnalul de alarmă care Dumnezeu ne trage în această dimineață. Și care vrea să luăm bine seama. După ce toți au fost scoși, toți, totuși versetul 5, cei mai mulți dintre ei, și observați proporția, toți înseamnă 100%, cei mai mulți nu înseamnă 50%, dar fi jumătate, nici 60%. Aș merge către 80-90% înseamnă cei mai mulți. Undeva la 90%, poate cei mai mulți. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și mă ne întoarcem acum la noi. Aici spune cuvântul Domnului 6, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Versetul 11, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și nu doar că s-au întâmplat, Dumnezeu a fost personal interesat ca aceste lucruri să fie scrise. De ce? Au fost scrise pentru învățătura noastră. În această dimineață Domnul vrea să ne atenționeze. Mă reîntorc la punctul întâi. Toți au fost scoși. Toți au fost sub nor. Când lucrează Duhul Sfânt, de exemplu, dintre cei care suntem aici și care ne-am pocăit și ne-am întors, n-a lucrat Domnul în viața tuturor la nașterea din nou? Eu cred că da. Nu toți am venit într-o zi și am căzut la picioarele Domnului și am plâns și Domnul ne-a iertat pe toți care am făcut lucrul acesta. Slăviți să fie Domnul. Când stăm la masa Domnului, nu toți suntem invitați la masa Domnului? Toți suntem chemați. Când se predică de aici și frații vorbesc din cuvântul Domnului, nu mâncăm toți aceeași mâncare? Când citim cuvântul, n-avem tot aceeași Biblie. Când stăm la masa Domnului și ne rugăm pentru azimă și pentru rugul viței, nu ne rugăm la fel pentru toți. Pentru toată azima la fel, pentru tot rugul viței la fel. Sau spune, pentru unii care sunt mai păcătoși, ne rugăm, Doamne, să nu-i binecuvântesc când i-au din. Nu! Ne spune, Doamne, binecuvântează azima aceasta și ne valorea trupului Domnului Iisus. Pentru toți. Și totuși, nu toți sunt binecuvântați. Că unii iau cina Domnului pentru viață, alții o iau spre o sândă, Doamne, Dumnezeu. Vreau să înțelegem, dragii mei, că deși toți putem să fim scoși din lumea aceasta, și cum la dumneavoastră, frate și surori, sunte, Domnul să vă binecuvânteze, cred că Domnul v-a spus. Și am văzut rugăciune și m-am bucurat să fiu cu dumneavoastră aici. Toți am fost scoși. Toți am intrat în apa botezului, aceași botez n-am făcut pentru unii într-un fel, pentru alții în altfel. Ne rugăm pentru toți la fel. Când vin doi tineri în față și îi punem ca să se căsătorească, nu ne rugăm la fel pentru ei. S-au spus scriitorii, mă, pentru ăștia doi, ne rugăm, hai să nu ne rugăm să fie bine, ne rugăm să aibă probleme. Nu. Dar din potrivă, părinții și slujitorii, cred că sunt primii care doresc ca să fie binecuvântate familiile care se pornează. Și Doamne, binecuvântează tine. Amin. Pentru toți ne rugăm la fel. E aceeași mâncare. E aceeași băutură, aceeași rodă viței. Totuși, finalul nu este așa. Și acum întrebarea este, ce face diferența? Dacă toți aleargă,
dacă toți au fost scoși, dacă toți am fost colanți, dacă toți participăm la masa Domnului, dacă toți mâncăm și bem aceeași mâncare, aceeași băutură, unde e diferența? Ce se întâmplă? Astfel încât Biblia spune, totuși, din nefericire, ce mare tristețe, totuși, cei mai mulți dintre ei au pierit în pustie. Doamne, scoși de acolo din păcat, scoși din Egipt, cu promisiunea Canaanului în față. Cei mai mulți n-au mai ajuns în Canaan. Vă amintiți că din poporul Israel, din toți câți au fost scoși, au intrat doar doi, Iosua și Caleb. Dar n-au fost scoși toți. Dar n-au avut toți promisiunea. Când le-a vorbit Dumnezeu pe munte, când le-a dat legile, când le-a chemat și spus, vreau să mă duc într-o țară unde curge lapte și miere. N-a fost pentru toți. A fost pentru toți. Dar n-au intrat toți. Și întrebarea asta este, unde e diferența? Că diferența nu este la botez, diferența nu este cum spunea la masa Domnului, diferența nu este în lucrurile care frații vi le spun de aici, pentru că toți mâncăm aceeași mâncare și aceeași plătești și cred că frații vă învață în frică de Domnul. Diferența este aici, în versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, că și-au pierit în pustie. Și ca să înțelegem, există un text asemănător, foarte asemănător, în Iuda, versetul 3, 4 și 5. Citesc. Prea iubiți, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu. Eu aș fi fost curios ce ar fi scris Iuda, cu siguranță cuvinte frumoase. Ar fi vrut să citesc. Dar m-am văzut silit să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au stricurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare Harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Sfânt și Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte. Din nou ne îndreaptă privirile la pilda Vechiului Testament. Măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri. Cred că și noi le știm. Că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său, și pe câți i-a izbăvit? Pe toți. Din țara Egiptului, în urmă, a nimicit pe cine? Și aici e secretul. A nimicit pe cei ce n-au crezut. Dar toți s-au crezut. Noi nu credem toți în Dumnezeu. La ce se referă cuvântul Domnului legat de 1 Corinteni, capitolul 10, când spune totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie sau cei mai mulți dintre ei au pierit în pustie, Dumnezeu i-a nimicit, pentru că n-au crezut. Pentru că credința pe care ei au avut-o n-a lucrat în viața lor cel mai important lucru. Și acesta este să ajung plăcut lui Dumnezeu. Dă-mi voi să întreb această dimineață. Credința care tu ai te transformă? Te schimbă? Credința care o ai în fiecare zi te face mai plăcut lui Dumnezeu? Sau cumva spui, dacă toți am fost mântuiți, toți suntem la rugăciune, om intrat toți în cer. Nu vom intra toți. Nici fecioarele n-au intrat toate, deși erau fecioare. Unde este diferența? Ce înseamnă credința aceasta? Și mă duc puțin mai sus la versetul 3. Pentru că Dumnezeu nu ne așteaptă la orice credință. Poate și eu cred și tu crezi și toți credem. Tu poți să crezi. Am fost de multe ori, am vorbit cu oamenii și în Buzău și în alte localități în țară. Și toți oamenii cred. Păi Dumnezeu și noi credem. Am fost de mult. În vara trecută cu frații de la Brașov, unul de tine, într-un sat, ce a ieșit preotul acolo, că a ieșit o femeie, a început să țipe acolo undeva când noi cântam, să vorbească urât, să chemăm, să sunăm la 1-2, Doamne, sunați unde pe dumneavoastră. Și a început să urle acolo, să țipe, erau puțin oameni pe stradă. Doamne, avem credința noastră, cine? Veniți voi să ne schimbați credința. Oamenii au credința lor. Și tu ai credința ta. Și eu am credința mea. Întrebarea este, credința care o am eu, este a lui Dumnezeu. În urmă, a nimicit pe cei ce n-au crezut. Mă întorc spre ei.
vă îndemn să luptați pentru credința. Care credință? A cultului pentecostal. A fraților, a surorilor. O singură credință este aceea care mântuiește. Și nu se numește credința pentecostală. Se numește credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dar caracteristica principală a acestei credințe este următoarea. Când o accepți în viața ta, iar fiecare zi te schimbă și te transformă și te face tot mai plăcut lui Dumnezeu. Asta e caracteristica principală a credinței adevărate. Credința care poți să o ai tu sau eu, poate să fie o formă în care mă rog, în care vin la masa Domnului, în care slujesc, în care fac rugăciuni, dau bani, pot să fac multe lucruri, dar care nu mă schimbă. Și hai să știu versetul 4 din Iuda. S-au securat printre voi, și cu siguranță sunt peste tot oamenii aceștia, s-au securat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru sânta aceasta, oameni nevrabioși, ce fac oamenii aceștia? Care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. La cei mai mulți oameni nu le place harul lui Dumnezeu. Ce schimbă? Noi toți creștinii ne împărțim în două. Poate să ne împărțim în multe, dar rămân la două categorii. Unii oameni pe care harul lui Dumnezeu îi schimbă pe ei și alți oameni, și ăștia cei mai mulți, care nu acceptă harul lui Dumnezeu cum este el și atunci schimbă ei harul lui Dumnezeu ca să fie cum vor ei. Așa scrie aici. Oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Știți cum este harul lui Dumnezeu? Tit, capitolul 2, versetul 11, spune cuvântul Domnului, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, adică harul acesta, toți oamenii au acces la el. Care aduce mântuire pentru toți oamenii, au fost arătat prin Iisus Hristos, să vizei genumele, dar harul adevărat. Unii se opresc aici. Frate, și eu am primit credința. Frate, și eu am harul. Și aici se opresc. Cu mâinile în sâni, de acum cerului al meu, împărăția Duhului iar. Harul lui Dumnezeu, când vine în viața ta, el face ceva și astăzi și mai mult nu mai ne place. Ne învață. Adică ne bagă la casa întâi, la două, la trei. Frate, dar eu știu. Frate, dar mai lasă-mă pe mine în casă. Dar numai tu știi. Harul lui Dumnezeu, când vine în viața ta, te învață. Dacă acceptă. Și oamenii se poartă în două, cum spuneam. Unii când vine harul, îi învață și se lasă învățați și se lasă schimbați. Iar alții când vine harul lui Dumnezeu spune, nu. Dar Dumnezeu nu se uită la îmbrăcăminte, de exemplu, unii care schimbă harul. Dumnezeu se uită la inimă. Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, fac o pică spre noi. Avem înțelepciune. Ei nu se lasă schimbați de harul lui Dumnezeu, ci ei schimbă harul lui Dumnezeu ca să fie cum le place lor. Doamne, păzește-ne de asta. Ei, oamenii aceștia care schimbă harul lui Dumnezeu, Biblia spune că ei n-au crezut. Ei au credință. Dar acea credință nu e a lui Dumnezeu. O singură credință dată Sfinților, o dată pentru totdeauna, este credința care nu schimb tu pe ea. Și ea te schimbă pe ea. Ai credința asta. Alergi după credința aceasta. În fiecare zi te l-a schimbat de credința aceasta. Pentru că sunt mulți frații mei care au doar o formă de evlavie, spun eu. O formă. Atunci când primesc credința adevărată și când las harul lui Dumnezeu să mă schimbe, dați-mi voi să vă spun la nimeni. Cea mai importantă lucrare care o face Duhul Sfânt în viața credinciosului. Cea mai importantă lucrare care o face Duhul Sfânt. Nu este că îl spală de păcat. Deși asta e foarte important și frumoasă și nu se poate merge pe lucrarea asta. Nu este că ne cheamă și ne pune în casa Lui. Cea mai importantă lucrare a Duhului Sfânt este schimbarea și transformarea credinciosului în fiecare zi după chipul Lui Hristos. E greu?
Când vii la credință, Duhul Sfânt, nu-i interesat să ajungi doar membru într-o biserică. Asta este important. Duhul Sfânt nu-i interesat doar să ai parte cu frații la părtășie, la cea Domnului. Asta e important. Și ceea ce vrea Duhul Sfânt în fiecare zi să facă în viața ta. După ce ne naște din nou, după ce ne curăță și ne spală și ne face intrare la masa Lui, în fiecare zi Duhul Sfânt face o lucrare. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 12. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Ce? Slava Domnului! Și auziți, când privim slava Domnului, se întâmplă ceva, dacă lași. Privim slava Domnului și suntem schimbați, transformați, sfințiți, reînnoiți. Se întâmplă în viața noastră o transformare 100% în fiecare zi, în fiecare zi. Și astăzi privesc la slava Domnului și Domnul mă schimbă și mâine privesc și Domnul mă schimbă și în fiecare zi până când mor. Am de lucru în viața mea. Ai de lucru în viața ta. Așa de bine știm la alții. Frate, vezi că ai un paie loc. Ai bun. Frate, n-ai făcut bine. Dar dacă încerci să-i spui lui, nu frate, eu sunt bine. Eram undeva cu un frate. Și eram cu Efras și era frate care cu noi îl îndemna și spunea, frate, ești mândru. Nu, frate, nu. Știi că omul mândru nu se vede mândru? Când ești mândru, tu nu vezi că ești mândru. Ai nevoie să spună frații, auzi, ești mândru. Și dacă l-ați schimbat de pocăie, dacă nu, nu ești mândru, frate, eu sunt mândru. Nu mă duc mai departe, că ce s-a întâmplat la ce? Harul lui Dumnezeu te schimbă. Când privești slava Domnului, trebuie să se întâmple acest lucru. Să fii transformat, să fii schimbat. Dă-mi voi să te întreb. Așa, asta nu este o predică ușoară. Trebuie să vă spun întâmplări, să vă spun lucruri care să vă placă. E o hrană mai grea. Nu prea ne place. Dar dacă nu ne lăsăm schimbați, nu vom intra în cer să știți. Dacă Harul lui Dumnezeu nu mă învață și nu mă lasă învățat, dacă credința care o am nu mă schimbă după chipul lui Dumnezeu, n-am credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Caracteristica principală a Harului lui Hristos este că atunci când mi se descopere, eu mă las schimbat de El, nu eu schimb Harul lui Hristos. Credința mă schimbă pe mine și mă pune la cot cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu schimb eu cuvântul Domnului cum îmi place mie. Că unii au scoate anumite capitole din Scriptură și unii le-au scos. Și unii spun, frate, nu se referă la aia acolo, erau alte vremuri, era altă cultură. Biblia nu ține cont de vremuri de cultură. Pentru că nu e scrisă în anumiți ani. Biblia aceasta este reprezentanța lui Dumnezeu pe pământ, a Domnului Iisus, El e cuvântul. Și El a fost scris de niște oameni, El e din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie numele. El nu ține cont de cultură, de vremuri, de împărați. El rămâne în veci de veci. Și a schimbat cu mii de ani în urmă. Și dacă lași, schimbă și astăzi, slăvit să fie Domnul. Te schimbă pe tine. Că dacă nu ne schimbă Harul lui Dumnezeu și în fiecare zi nu ne face mai asemenea lui Hristos, nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să pot să vin să vă spun predici frumoase. Frasă, Domnul ne iubește pe toți. Mai greșim. N-ați auzit scuzele astea. Mai bine la mărturisire, frate. O, suntem greșiți. Sunt carne frumoasă. Mai greșim, frate. Am mai stăpat. Nu-i pare rău, ba și zâmbești. Ai nu mărturisire. Ai nu mărturisire. La mărturisire nu se intră zâmbind. Frate, să știi că... Mă înșel la diavol. Diavol, frate, diavol, nu mă lasă pace. El când vine la mărturisire, nu mărturisește și-o făcut el. Mărturisire face diavolul. Nu știu ce face diavolul. Când mă duc la mărturisire, mărturisește și-am făcut eu. Dar tu spune, frate, soția, eu am trecut, dar nu mă lăsa, m-am scăpat după aia, dar ea e. Dar mă trăiesc, nu mă trăiesc și mă trăiesc. Mă trăiesc și-a făcut.
eu. Și îmi pare rău. Spunea cuvântul lui Dumnezeu că în Psalmul 38, versetul 18, nu l-am ca să pot să fac paralele. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare pentru păcatul meu. Când merg la mărturisire, pe tine te doare. Când mă mărturisesc, trebuie să mă doare. Unii sunt mai interesați când s-au aflat un păcat, cine i-a spus? Cine i-a spus? Am văzut. Frate, când mi-am lăsat pe cineva, frate, uite ce am auzit. El nu spune, frate, am greșit, am văzut. Prima întrebare este, frate, cine ți-a zis? Cine ți-a zis? Și eu spun, dar nu-i important. Ba da, să-mi spui cine ți-a zis. Nu-i pocăință. Harul lui Dumnezeu mă schimbă și mă transformă și mă smeresc mărturisindu-mi păcatul cu durere. Știți de ce? Pentru că păcatul în viața noastră este o boală care-i grea, mă doare pentru păcatul meu. Auziți ce-a făcut păcatul în viața David? Psalmul 38, versetul 1 și 2. Hai să vedem 2. Săgețe tale s-au înfipt în mine, mâna ta apasă asupra mea. Ai probleme în viața ta? Mâna Domnului poate să fie peste tine, Psalmul 139, tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte și spui mâna peste mine. Sau mâna Domnului care tot deasupra poate să apese. În primul caz ea o protejă, în al doilea caz ea apasă, o boală, o problemă. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, nu mai e nicio vlagă în oasele mele, numai păcatul meu. Căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură, pline de puroi. Privim așa păcatul. Vă spune, frate, am mai greșit, frate, nu am mai scupat. În urma nebuniei mele, de chei paranteza, așa trebuie să mergem la mărturisire. Doamne, am ajuns după voia lui Dumnezeu? Ai ajuns plăcut lui Dumnezeu? Mă reîntorc la ceea ce spunea în 1 Corinteni, capitolul 9, capitolul 10, versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei au pierit în pustie, au fost nimiciți. N-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie, sau mai corect spus, au pierit în pustie pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. În fiecare zi în viața ta, cui cauți să-i placă? Putem să căutăm să ne placem nouă. Este una dintre cele mai mari probleme în bisericile noastre de astăzi. Spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, să știi că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și sunt mulți în biserică din arca. Ferească-te, Domnul, să te atingi de familia Lui. Ferească-te, Domnul, să spui ceva de copilul Lui. Ți-ai dat foc de la valiză. Cine te-a pus, mă, pe mine să îmi dai copilul de mâine? Cine ești tu? Ce-au tupe unii dintre ei? Că oamenii sunt iubitori de sine. Vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Toate astea sunt la ceea ce îmi place mie. Frate, dar tu n-ai văzut cum a venit copilul tău în biserică, fratița ta, fata ta, soția ta. Dar și de ce tot pe tine, măi? Dar și-i treaba ta? Cum să nu fie treaba ta? Păi îmi pasă. Că în biserica lui Hristos trebuie să fie lăudat Hristos, nu copilul tău, nu tu. Amin. Nu hainele tale. Nu ceea ce afișăm noi. Că nu-i biserica fratelui Beni sau fratelui ei sau Igre. Biserica lui Iisus Hristos, dacă e Biserica lui Iisus Hristos. Și aici El trebuie să fie înălțat. Dar unii când trag de mântă, se supără. Că oamenii sunt iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși. Ate, mai întreabă un cuplu la biserică. Unul a zis, o bine că a predicat eu? Lăudăroși. Dacă mă duc eu, dacă pun eu mână, atunci se rezolvă.
trufa și lăudărul hulitor. Printre celelalte însă, la final spune aici, versul 4, vânzători obraznici îngânfați. Nu sunt fați unii obraznici, o, Doamne. Iubitori mai mult de plăceri. Dar dacă am iubit plăcerile lui Dumnezeu, asta ar fi bine. Dar despre care plăceri vorbește apostolul aici? Ceea ce îmi place mie. Într-o zi Samson a venit la Corint și a spus, am văzut o femeie între fete de prizenilor. Luați-o de nevastă. Și mama i-a spus. Și i-a spus și tata. Eu fi spus și la mine, și era de la biserică mai. Dar nu e nici o fată între fetele israeliților? Nu e nici una de mers să zi dintre filisteni? Ce-o zis el? Iar eu că îmi place. Samson, dacă ești la el și astăzi, ferească de Domnul să mergi așa, să te bocăiești. Că dacă nu o sfârșești ca Samson, nu contează ce-ți face ție. Contează ce-i face Domnul. În Biserica lui Hristos, nu contează ce îmi place mie. Păi mie nu-mi plac cântările alea. Ce te întreba pe tine? Sau de când spui eu? Hai să-i placă lui Dumnezeu. În casa mea, dacă dumneata vine în casa mea, sau eu mă duc în casa ta, păi eu voi căuta să fac ce-ți place ție. La mine, în casă, dacă mă simt bine să pun picioarele pe masă, pun picioarele pe masă. De ce? Așa face mie. E casa mea. Fac ce-mi place, e casa mea. Dacă vin la tine în casă, nu permiți să pun picioarele pe masă, pe casa ta. Mă gândesc, mă, nu-i place să pună picioarele pe masa lui. Dar casa Domnului. De cine te gândesc așa ce-mi place mama? Vorbim când vrem noi. Ne dăm cu părerea când vrem noi. Judecăm după cum vrem noi. Ați zis, ne fură diavolul timpul prețios cu lucruri care nu ne dat pe nouă. Și ne pune diavolul să vorbim de una de alta. Duc aminte, tatăl Iosif era mai întâlnăresc, avea copii mici. A cumpărat un microbus pe din Austria. Cum Domnul l-a ajutat și avea nevoie mare, era pus într-o mașină mică. Și a cumpărat un microbus. Mi-aduc aminte că am venit cu el la biserică, era și eu atunci, eram mai mic. A venit pe la biserică, într-un pus frumos pe vremea aceea. Și o soră l-a văzut. Și zicea ea mai târziu, frate, toată noaptea n-am dormit. Nu, eu s-o fi rugat, o fi zis slăvit să fie Domnul, că l-ai ajutat, Doamne, că se ține la copii în mașina aia mică. Doamne, îți mulțumesc! Și toată noaptea n-am dormit. M-am tot întrebat, doar că vă pasă micuță. Ia uși ce strădanie la unul. Ia uși ce le dă diavolul la unul de lucru. În loc să te întreb, Doamne, ce mai trebuie să schimb la mine? Ce nu-ți place ție? Ne pierdem vremea cu discuții. Ne pierdem vremea cu lucruri care nu ne stau pe nouă. Spre cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 21, versetul 8-19. Îi spune lui Petru, a zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. După ce a vorbit astfel, i-a zis Domnului Petru, vino după mine. Petru, penticostalul perfect, frate din bisericile noastre, s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care l-a cină să se masă pe așa. 21. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, ce a spus Domnul Iisus? Doamne, dar cu acesta ce va fi? Nu e așa că avem din aștia mâine 10 noapte. Auzi, frate, când faci comitet? Când facem alegeri? Vreau să intru și al meu. Zice, sora, soție, Doamne Păzești. Mă dă vreau telefon cu un frate, nu puteam vorbi cu fratele și striga sora în telefon. Și zice, mă, spune-i să-i dacă nu poți să vezi pe mine. Nu-i să-i dacă nimor. Ce m-a trebuit acesta? În frământările care au trecut peste dumneavoastră, v-a bătut cumva diavolul ochii de la sine? Ce va fi cu el? Cum o fi? Cum o rezolva? A pus Dumnezeu casă care să poarte poverele astea. Tu, spunea Domnul Iisus, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă? Dar ce va fi cu el?
Dar ce va fi cu X, cu Y? Poate fi mântuit. Ce-ți spate? Dai-te mântuirea. Tu, vino? Dragii mei, n-am avut timp ca să spun lucrurile astea. Diavolul întotdeauna va furca și ne-a bat atenție la sine, cu discuții. Unii toată ziua discută de vaccin, toată ziua discută de semnul fiare. Pentru unii, semnul fiare e o discuție mai importantă decât Duhul Sfânt. Frământați, cum o fi, când o fi, când s-a întâmplat, cum o fi răpirea bisericii. Și la seară au întrebat unii frați, sunt drăguți de binecuvântări. Eu cum o pricep eu tare bine să dau răspunsul? N-am răspunsul. Nu mi-ți dat de mie încă lucrurile. Când vine Domnul? Înainte de recazmare, în timpul, după. Și apoi pe titlul ăsta le spună într-un fel și unul dintre ei spună în altfel. Și apoi de vreo 2000 și ceva de ani, frații și tot, se tot vorbesc și n-au găsit, n-au ajuns la o concluzie. Credeți că știu să vă dau răspunsul? Nu știu, frații mei. Nu știu, spre la slavă încă. Dar eu știu ceva. Domnul mă cheamă să fiu transformat după voia Lui. Și azi, și mâine, și poi mâine. Ce ai vorbit astăzi, mâine, să nu mai vorbești. Te-ai mâniat astăzi, mâine, să nu te mai mâni. Aici e accentul. Dar diavolul ne pierde vremea. Discuții interminabile pe WhatsApp. Interminabile! Teorii de conspirație, că e vaccinul așa, că e invers, că e semnul viare. Și unii am ajuns. Și cred că Duhul Sfânt ajunge gelos. Că unii am ajuns să vorbim mai mult de fiară decât de Domnul Iisus Hristos. Și am mai spus-o eu și o spun și astăzi aici. Dacă ești vecetuit cu semnul lui Dumnezeu, fiara nu poate pune semnul lui Iisus. Cine are în viața lui pecetea Duhului Sfânt, n-are nicio frică, pentru că Duhul Sfânt nu va lăsa să pună diavolul semn pe copilul lui Dumnezeu. Există asta. De aceea mai întâi și în Ezechiel acolo, dacă nu mă știu, cred că nu o să auzi, a spus, treceți prin cetate și însemnați. Cine înseamnă, cine semnează mai întâi? Cine pecetruiește mai întâi? Dumnezeu! Astăzi Dumnezeu pecetruiește! Astăzi Dumnezeu însemnează pe ai Lui! Astăzi Dumnezeu face semn pe frunte! Asta e copilul meu! Depune Dumnezeu după cetea Lui. Diavolul nu poate pune nimica. Să nu mai discutăm toate ziua de lucrurile astea. Nu e greșit să știm vremurile și să vedem cum evoluează semnele care sunt. Dar întreba o dată ucenicii, Doamne, când va veni? Cum va veni? Domnul cine a spus, măi, dar nu-i treaba voastră. Dar noi așa ne interesează, tocmai ce nu-i treaba noastră, știi de ce? Că diavolul ne înșală. Zicea Faraon la un moment dat, când au venit Moise și Coaron să ceară să elibereze poporul lui Dumnezeu, zicea Faraon, dați-le, nu mai le dați paie, să meargă să strângă și paie, să facă același număr de grăbiți. De ce? Ca să mai aibă timp de năluci, de acolo. Auzi, poporul Domnului aleargă după năluci. Domnul vrea să alergăm după el. După cuvântul lui, amin? Amin. Diavolul, în vremea aceasta, când e vremea așa de prețioasă, când e timpul când ar trebui să stăm în rugăciune, diavolul vine și de multe ori ne pierdem discuții. Ce s-a întâmplat acolo? Cum o fi? Ce s-a fi întâmplat? Și avem atâtea teorii și dacă scuza frații Benditos, atâtea știu, atâtea știu. Eu pus, eu știu totul, măi. Dragii mei, avem de făcut acest lucru. Să privim slava lui Dumnezeu. Și când o privesc, să mă las schimbat și transformat. Ce va fi cu fratele X? Întreabă Petru, Doamne, dar asta ce o să fie? Și Domnul nu-i dă răspuns. Noi avem curiozități. Domnul spune, dar nu-i treaba ta. Și Domnul spune, dacă vreau să rămână cu el până vin eu, care-i problema ta? Dar frații ce au? Auziți, spune-mi, Ioan 21 cu 23. Din pricina aceasta, că a zis Domnul că dacă vreau să rămână el până vin eu, ce-ți poate să-ți fie Domnul după mine? Din pricina aceasta, a ieșit zvonul printre frați, că ucenicul acela nu va muri deloc, însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc. Eu vă întreb, de unde ieșit zvonul ăsta? O stat cineva cu microfonul acolo între ei, o auzit și apoi o prăștea la toți. De la cei care au fost acolo ieșit zvonul. Aia care era unul de Iisus. O plecat acasă și zice unul la altul. Păi hai să spun ce-o zis Domnul, să vezi ce mare, extraordinar. Și eu. Bă, Domnul a zis că eu nu mă alegă, du-te. Chiar așa, da, așa e. Și s-o împrăștea zvonul până toți frații au ajuns să discute despre Ioan. Nu o să discute de
despre Domnul Iisus Hristos. În loc să audă chemarea lui Iisus Petre, nu-i treaba ta, tu vino după mine. Dar ce va fi cu el? Dar ce va fi cu X? Nu-i treaba ta, tu vino după mine. O, Doamne, să nu mai ascultăm faptele de acolo. Să ne întoarcem în ziua aceasta, frații mei, n-am vrut să vă spun lucrurile, dar am lucrat. Dar cred că Domnul ne vorbește. Să ne întoarcem de la frământările Iisusului, să nu cumva să pierdem ținta. Spunea cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 12 și în capitolul 4. Mă știu la 12. Versetul 1. Fiindcă suntem înconjurați cu unul așa de mare de mantă, să dăm la o parte orice piedică. Ce va fi cu X, cu Y, când o veni vaccinul, când o veni semnul fiare? Astea sunt piedici, nu-i treaba noastră. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul. Uite treaba noastră. Dă la o parte piedicile, dă la o parte păcatul. Care ne înfășoară? Și care e treaba noastră? Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm? Simtă când îți iei ochii de la Hristos. Și înveste fratele Ioan, te interesează ce-o fi cu Ioan, ce-o fi cu Petru, ce-o fi cu X, cu Y. Ți-ai luat ochii de la Hristos, nu-i treaba ta. Îți spui fraze Dumnezeu care să poarte poverile astea. Eu am spus-o fraților și să la biserică. Că unul așa mi-a interesat, frate, dar pe el de ce nu pui în cuvinte? Și zic, soră, dar nu-i descurcător de poverile astea, mai le porți și tu. Dar nu mai le porta. Destul apasă pe umerii noștri. Nu le mai importa și că nu ți-ți date ție. Altă soră zice, frate, am probleme, am avut un felul de emoții, am avut. Dar zic, dar unde ai fost, mă? Păi am fost, m-am rugat, mi-am pus mâinile pe... De ce nu ai fost? N-am fost niște locuri. S-au dus până în casă și urmele. După aia au venit duhurile pe astea. Stai locuri. Vezi, este treaba ta. Când Domnul te cheamă, ea te va chema, te va chema. Până atunci, și atunci, în ținta, este Hristos slăvit pe Domnul. Dragii mei, trebuie să ajungem plăcuți lui Dumnezeu. Nu vom fi mântuiți după fratele X sau Y, vom fi mântuiți dacă la finalul vieții, când se încheie alergarea noastră, dacă la final vom fi găsiți asemenea lui Iisus Hristos. Amin. Dacă vom fi găsiți că am ajuns plăcuți lui Dumnezeu. Oamenii vor trăi după plăcerile lor. Haideți să vă spun despre după ce plăcere a trăit Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a trăit într-o plăcere toată viața Lui. Isaia 11:2. Duhul Domnului s-a venit peste El. Duh de înțelepciune, de pricepere, Duh de sfat și tărie, Duh de cunoștință, de frică, Domnul, plăcerea Lui. Și te întreb, care e plăcerea ta? Plăcerea lui Iisus Hristos a fost, va fi, frica de Domnul. Unii frați așa de mult așteaptă să se strângă, să înceapă să vorbească. Sunt unele grupuri de rugăciune, așa se numesc. Unii au o surore sau frață, grupuri de rugăciune a surora, fraților. Se întâlnesc și bârfesc, și bârfesc. Și la final spun, nu, acum hai să ne rugăm noi. Mai fac și-o băgat mângările. L-ai bărfit pe frate și pe soră și hai să rugăm pentru ea. Doamne, Dumnezeu. Noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Dar ce va fi și cum va fi? Nu uite treaba noastră. Dacă am aflat ceva, ca membru din timp, am aflat ceva, uite, ai văzut pe fratele tău că trăiește în păcat sau a greșit. Nu te știți, mă, de nu faci bine. Dacă nu te ascultă. Împrăștie în toată biserica să vă spun eu ce-a făcut. Așa spune eu. Nu, aia bine încă unul. Și dacă nu, du-l la frate slujitor. Fraților, eu fac datoria mea. De aici încolo Domnul să dea lumină câte fratele, așa am văzut. Dacă e nevoie, eu stau în fața lui și spun, cu frică de Domnul, Domnul să se îngrijească. Asta. Ținta? Hristos. Privirea? Hristos. Altfel ne abate diavolul privire. Plăcerea Domnului Iisus a fost una singură. Frica de Dumnezeu. În fiecare zi Domnul Iisus a trăit un singur gând în viața Lui. Cum să fiu plăcut lui Dumnezeu? Spune în Ioan capitolul 5, versetul 30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud. Și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Domnul Iisus, asta a fost plăcerea lui toată viața lui, să umble în frica Domnului. Care e plăcerea ta? Care este dorința inimii tale? Care este lucrul care te frământă în fiecare zi? Să nu fie ce va fi cu X, cu Y, ce-or face frații, cum s-o descurca. Doamne, dă înțelepciune frații, dă-le lumină, Doamne, dă-le călăuzire și du privirea la Hristos.
ținta la Hristos. Doamne, schimbă, Doamne, transformă. Roman, capitolul 12, versetul 1, spunea cuvântul Domnului acolo. Fraților, să aducem trupurile noastre, vândem pentru cumpărarea Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă, fie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestui, iată treaba mea și a ta. Să am grijă în fiecare zi să nu mă potrivesc cu lumea, ci să mă potrivesc tot mai mult cu Dumnezeu. Și să vă prefaceți. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă să mă facă spocăit. Te prefaci că ești pocăit, nu. Și înseamnă o schimbare completă în viața ta. O metamorfoză, o transformare. Cum? Cum vrea fratele Beni, nu. Cum vrea Hristos. După chipul și asemănarea lui Hristos. Acolo eram noi în grădina Edenului. Dar prin păcate ne-am afundat în oșirlă. Când Domnul ne scoate, El ne pune picioarele pe stâncă și de acolo urmează o luptă, un drum în fiecare zi. Urcăm, urcăm, urcăm. Până când ajungem unde trebuie să ajungem. Nu ca pastorul, nu ca X, ca Y, ci ca Iisus Hristos. Amin. Și toată viața mea, privirea la Hristos, mă uit la Hristos, privesc slava lui Hristos și mă las schimbat de Duhul lui Dumnezeu, ca în fiecare zi să ajungă asemenea lui Hristos. 1 Ioan 2 cu 6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum? Omul a trăit Iisus Hristos. Doamne, fii de la casă. Ai ajuns plăcut lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spunea, în Galateni, capitolul 1, și încheie imediat. Galateni 1, cu versetul 9. Cum am mai spus atunci și acum, dacă vine cineva o spunea de Evanghelie, să fie la tema, caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Nu e așa că dacă vrei să te boteze biserica, trebuie să ai grijă ce spui de la un loc. Poate e legat de familia mea, eu dacă v-am dat la voi, am vrea, abia așteaptă un nivel să tai cu față. Abia așteaptă. Și acolo pe foaie scrie acolo și așa cu poate am mântuia ta e jos. S-a legat de mine. Și tu când vorbești și cauți bunăvoința oamenilor, sau de Dumnezeu. Cauți plăcerea oamenilor, sau de Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus Hristos putea să nu moară? Eu aș fi spus, Doamne, că le spui la farisei și mustru, e normal, că zici, nu rușiți, mai zici, le simțiți, cu două fețe. Dar nu le spune chiar așa pe față, nebun și eu. Așa se face frumos, chiar așa trebuie să le spui. Doamne, să spui, dar nebun și eu, dacă nu vă pocăiți, în iarnă. Ia spune asta unui farisei din biserică, de cetare. Doamne, te ne înțelegi. Să ne temem de Dumnezeu. Să căutăm plăcerea lui Dumnezeu. Să căutăm să fim plăcuți de Dumnezeu. Spune Roman, capitolul 13, versetul 3, dacă nu mă înșel. Roman 5, cu 3. Că și Iisus Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Ia uite. Unii trăiesc după plăcerea lor, alții trăiesc după plăcerea oamenilor, ca să pune și eu o formă bună pentru mine. Și Iisus Hristos, primul dintre frați, a trăit toată viața Lui, numai după plăcerea Lui Dumnezeu. Într-o zi, spune cuvântul Domnului în Ioan, asta mi-a dat de gândit, în Ioan capitolul 8, versetul 26. I-a supărat Domnul Iisus de farisei într-o zi și așa le-ar fi mustat, așa le-ar fi spus câteva, auziți ce, 26. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Putea să le spună Domnul și mai multe. Dar cel ce m-a trimis e adevărat. Și eu ce am auzit de la El, aceea spun lui. Cu alte cuvinte, în momentul acela, Tatăl i-a spus, auzi, nu le mai spune nimic. Ajunge. E mustrat, ajunge. Călăuzirea lui Dumnezeu întotdeauna în viața lui. Plăcerea lui Dumnezeu. Dacă vreți ca în biserica dumneavoastră, care de fapt este lui Hristos, să fie Duhul Sfânt, să fie Dumnezeu în viața noastră. Dacă vreți când venim aici să se prezinte Dumnezeu, noi toți care suntem în biserică și membri din biserică, trebuie să căutăm să plăcem lui Dumnezeu. Amin. Pentru că nu putem avea pretenția, noi trăim după plăcerile noastre, venim la biserică și facem din biserica lui Hristos
un teatru și o scenă pe care înălțăm pe oameni și apoi Domnul chemăm, Doamne, vino și vindecă. Domnul spune, nu pot să vin să vindecă, vreau, dar nu pot. Doamne, vino și botează, nu pot. Doamne, vino și băsește și vino, nu pot. Dacă vrem ca Hristos să se prezinte în mijlocul nostru, să facă semne și minuni, să lucreze în viața noastră, în viața familiilor noastre, trebuie să păstrăm biserica, nu vedeți ce cea, biserica, atmosfera de aici, numai înspre slava lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 5, versetul 40, și nu vreți să fiți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. După ce umblu? Când cânti aici în față, cui? Unele tineri, unii tineri înainte de astea în față, se uită, se uită, că vreau să fie bine. A noi și în față, acum să arătăm de România, nu-i cumva. Dar a cui plăcere o căută? A cui slavă? Dar știu că nu aveți în voi dacă Dumnezeu să ne Dumnezeu lor. Eu am venit în numele Tatălui, sub 44. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altuia? Bine, fratele, veni la voi. Și frasimă la aur, mie fratele de din Buzău, pastor, să se îndură Domnul de mine, am mărânt de Domnul la Domnul. Dar vin și frații voștri la mine. Vine frații la Domnul, Domnul să-i vine. Și slava, slava unui altul. O dată eu la voi, o dată voi la noi, și ne dăută lui Gras. Și Hristos pleacă. Și Hristos pleacă. Și apoi strigăm, Doamne, ascultă-ne! Și Iisus, eu stau la ușă. Dar ce l-a spus la ușă? M-a scos afară. Când a spus tatăle pe tine, mai știu că tine pe fratele X. Cum puteți crede voi care umblați după slava care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Oare căutăm slava lui Dumnezeu? Doamne, nu vă dați. Și mai credeți în Ioan 12, în aceeași viața Domnului Iisus, versetul 40, le-au oprit ochii să nu se leagă cu inima, se întoarcă în aceste vinde. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui. Ați observat la Isaia, înainte de Isaia, așa cum vorbea și după Isaia, așa mare diferență. Acasă te știi. Pentru că a văzut slava lui și a vorbit despre el prea mulți predicatori astăzi, prea mulți slujitori care vorbesc despre Domnul, dar n-au văzut slava lui. În momentul în care te întâlnești cu slava lui Dumnezeu, n-ai cum să rămâi același. Ori te întorci împotriva lui Dumnezeu și schimbi tu slava lui Dumnezeu în slava omului muritor, ori las ca slava Domnului să coboare, să te schimbe, să te transforme, dar în cazul acesta te vei prăbuși în genunchi, vei rămâne în genunchi, vei rămâne smerit, nu vei lua slava Domnului. Că eu nu-mi împart slava cu nimeni, zice Dumnezeu, așa este. Nici cu cel mai bun predicator. Că de mult din rățămuri pe alții. Aș dori ca ei să rămână Hristos înălțat. Atunci când venim cu rugăciune, atunci când spunem, Doamne, atinge-te de copilul nostru, Iisus care e înălțat între noi, e prezent aici, se atinge și dă vindecare, și eliberează, și salvează, slăviți să fie Domnul! Căutați să fiți plăcuți de Dumnezeu. Să căutăm să fim plăcuți de Dumnezeu. Nu cumva umblând după slava noastră. Nu cumva umblând după slava oamenilor. Nu cumva căutând să plăcem oamenilor. Spune Apostolul Pavel în Galatenii, capitolul 6, că sunt unii oameni care umblă după asta. Versetul 13. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu pot să legea. Și voiesc doar ca să, voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Zice în versetul 12. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor. Slujitorii dumneavoastră. Să nu caute plăcerea oamenilor, să caute plăcerea lui Dumnezeu. Și vă spun sigur că dacă vor fi așa, unii vă desupărați. Unii vor spune, eu nu mai am la biserică acolo, nu. Dar sunt atât carte biserici în jur. Fost în America, am trecut cu toată rândul vieții, cu toate rândul din America. Și îmi spuneau care vă spun, frate, nu mai pot să le spui nimic. Și am întrebat, auzi, dar la voi să mai obișnuiește, să fie pus un frate de parte, a gândit și un dată rături. Până să recunoști, să te vină, până... Frate, nu mai poți să-i spui nimic, da? Dacă te-ai întâlnit, de el te-ai dat biserică. Și-o sunt multe biserici acolo de Roma. A dreapta nu și mai mult. Nu-ți convine? Am plecat. Domnule. Frate, da, mai poți să-l spui, nu mai poți nimic, da? Dar și dacă nu-i place nici dincolo și pleacă la americani, pleacă la ei. De ce? Pentru că
căutăm plăcerea oamenilor. Când vom căuta plăcerea lui Dumnezeu, vom supăra pe oameni. Predica va fi mai grea, dar Hristos va fi înălțat. Când Hristos este înălțat între noi, El face semne și minuni. El îți vine cu copilul, dar și copilași care i-am văzut și vieți, Domnul să se atingă de ei. Amin. În biserica aceasta, dragii mei, biserica lui Hristos, să fie înălțat Hristos. De aceea copilul meu n-are voie să ia atenția lui Hristos. De aceea cum te îmbraci, cum vorbești, tot ce faci, n-are voie să ia atenția lui Hristos. Aici singurul care trebuie înălțat, trebuie să fie Iisus Hristos. Singurul glorificat între noi, trebuie să fie Iisus Hristos. Altfel ne amăgim și vom amăgi și pe alții și ne vom pierde. M-am bucurat să văd rugăciunea dumneavoastră. Cred că Domnul prezent aici. Să nu cumva să plece. Să nu cumva să ne pomenim că rămânem. Noi mergem înainte cu Domnul, dar Domnul a plecat. Nu. Să rămânem și să căutăm să-i plăcem noi. Ce va fi cu X, cu Y? Ce se va întâmpla cu vaccinul, cu oamenii, cu serul viare? Nu-i treaba noastră. Treaba noastră e să fiu plin de Duhul lui Dumnezeu. Treaba mea este să rămân în Hristos. Treaba mea și a ta este în fiecare zi să caut, să-i plac lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin.